Luna ianuarie este luna celor mai scăzute valori minime de temperatură din întregul an. Mase de aer polar acoperă în această perioadă anului jumătatea estică a Europei, ceea ce duce la temperaturi care ne sperie. Viscolul care s-a abătut asupra României în ultimele zile a adus și temperaturi extreme resimțite la nivelul corpului uman, sub minimele de minus 14 grade Celsius anunțate de meteorologi. Și la Giurgiu s-au înregistrat în aceste zile temperaturi foarte scăzute. De dimineață termometrele au indicat o valoare de minus 16 grade, meteorologii denumindu-le temperaturi polare. Peisajul nenaturii înghețate, așa arată Giurgiu astăzi și va continua să arate și în următoarele zile, pentru că meteorologii nu dau nicio șansă de ameliorare a vremii. În ultimele zile ale lunii ianuarie, gradele din termometre au indicat o valoare chiar și de minus 16 grade, o temperatură foarte scăzută pentru regiunea noastră. Ger va fi și în weekend, când termometrele vor înregistra o maximă de minus 10 grade Celsius. Având în vedere temperaturile scăzute din aceste zile, autoritățile giurgiuvene informează oamenii care se află într-o situație critică, persoanele blocate în trafic, fără adăpost sau lipsite de surse de încălzire, să apeleze numărul de urgență 112 la grupa operativă giurgiuveană la numărul de telefon 037-252-0724 sau la instituția prefectului la 0246-21494-41, iar în acest mod se pot preîntâmpina situațiile nefericite.